9,475 lei. Astfel, moneda ajunge la un nou maxim istoric, iar creșterea este de 0,12% față de cursul de vineri. Discut mai multe cu Irina Chițu, analist financiar. Bună ziua! Bună ziua! Care sunt factorii care au influențat această creștere? Principalul factor este că noi importăm mai mult decât exportăm și pentru a importa avem nevoie de mai mulți bani, de euro, ca să luăm aceste mărfuri din afară. Mai este și inflația, care e mai mare decât zona euro și care este în creștere în această perioadă. Deci și toate, datoria publică, deficitul bugetar, influențează și ele. Și acum, în mod special, instabilitatea politică. Pentru că aceasta atrage neîncrederea investitorilor în România. Nu știu la ce să se aștepte și atunci își retrag capitalul. Însă cum am putea opri această depreciere a leului? Pentru că este una majoră. Nu cred că ține în momentul acesta de noi personal ca și consumatori, dar pentru că acestea sunt niște deficiențe care s-au acumulat în timp, iar în momentul acesta, da, mai vine și partea cu instabilitatea politică, alea pus așa, a fost cireașa de pe tot. Și deja la unele case de schimb valutar, dar mai ales la, de exemplu, la case de schimb valutar ale băncilor, peste jumătate din băncile din piață vând euro cu peste 5 lei. Acum trebuie să știe consumatorii că există 3 bănci în România care vând zilnic euro și la prețul cotat de BNR. Sunt în happy hour, se cheamă, anumite ore în care pot cumpăra în limita, să zicem, la 1.000-1.500 de euro. Deci dacă aveți credite în euro sau chirii în euro, e bine să, din timp, să vă faceți, să economisiți special pentru aceste cheltuieli. Pentru că în sine deprecierea monedei naționale ne afectează pe toți, pentru că și utilitățile sunt în euro, și telefonia mobilă. Deci, practic, pe lângă toate aceste produse pe care le cumpărăm din import și care le consumăm din import și pentru care ne trebuie mai mulți euro ca să le achiziționăm, mai și plătim în plus la chirii, utilități sau telefonie sau rate în euro. Norocul nostru că nu mai sunt atât de multe credite acordate în euro, până în 20% și mai multe în lei. Însă, da, ne afectează pe toți. Așa este. Totuși, indicatorul de încredere macroeconomică întocmit de CFA România a spus că în următoarele 6 luni euro ar putea ajunge la 4,98 lei pentru un euro, iar vedem aici că orizontul de 12 luni, mă rog, de un an, valoarea medie a cursului ar fi cam de 5,04 lei pentru un euro. Credeți că se poate ajunge la așa ceva sau sunt niște statement-uri date așa? În fiecare an leul se depreciază cam 2%. Deci oricum vom ajunge acolo. Vedem acum cât de repede ajungem la 5, pentru că și Banca Națională, pentru pragul psihologic de 5, va mai ține acest dacă poate și nu pierde foarte mult, pentru că dacă vedem acum presiunea este mai mare din cauza acestei instabilități politice. Deci vom vedea și cursul de 5, dar vedem când, anul acesta sau anul viitor. Așa este. Vă mulțumesc mult pentru informații.